Salutare, boys! Bine v-am regăsit la un nou episod după canalul meu de agro. În vlogul de astăzi am cam bulinat-o. Nu știu dacă se observă acolo. Se dau puțin de bani, nu știu ce. Am schimbat capătul de bară. La prima vedere pare un 650, dar e 445, de ce? Tractorul. Am schimbat capul de bară. După care să nu se probez. Doar că asta griebla. Pus remorca acasă și mai probabil o să merg la balota de o țiarnă balota rotunzi. Încoliați. Și o să mai fac, să mai continui vlogul acolo. Cam așa se prezintă vremea la mine. O vreme destul de bună, și plouă, azi a fost și soare, e o vreme ok, părerea mea. Aș fi postat și cu fețe 23, dar din păcate nu merge. Adică merge, dar am lag mult. Trebuie să repar un Samsung Galaxy S10 Plus, să fac pe ăla. Și cam asta e problema. Am pus proiector nou. După cum se poate observa, trebuie să schimb geamul, oglinda. Mă duc să pun un girofar deasupra să trag fire pe aici. Becul l-am schimbat, am pus albeculeț. Acolo în cutia aia, am pus albeculeț. Și acum totuși vreau să observați, să spuneți dacă este o vreme bună de a cosi. Nu știu, ai dăm 9:01 dimineață, e chiar seară, aproape ora 6 seara, să filmez eu. Acest video o să aibă maxim 4-5 minute, doar pentru că vă prezint. Deci, 445 de ce? Volanul, bombă, micuțel așa frumos, cum se vede și pe filmare, bordul, avem până în 30-35, numărul de ore, motorina, ștergătoare, proiectorul în spate, compresorul, fast low, cutia de viteză, pornirea utilajului, ambreiajul utilajului, ambreiaj, frână, roți, frână de mână, maneta asta e de unde n-am folosit-o niciodată. Mai aici monetul, care chiar că I don't know, nu știu ce face. Dar o să mă interesez. Până acum cam asta să fie și aproape ultimele vloguri cu UTB-ul. Cred. S-ar putea să avem un Holland mai nou. Poate cu încărcător, fără încărcător, I don't know. Dar așteptam. Cu de la cositoare cele vechi, mai sunt câteva bune. E doar mă pare că astea-s din nu știu câta campanie de cosit, a treia sau a patra campanie de pe anul trecut. Mai am unele vechi, 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 dar sunt în garaj la de când am luat cusitoarea. Cam acesta a fost și de pe ziua de azi, ca prezentarea UTB-ului. O să mai continuăm mâine. Pa, pa!